Nemulțumirea transportatorilor vulceni vine pe fondul creșterii în ultimii ani a numărului de taximetriști. Ei spun că aceștia adună călătorii de prin stațiile de autobuz, lăsând transportul în comun fără clienți. Firmele de transport sunt din posibilitatea de a mai cumpăra motorină și de a mai circula din cauza faptului că în fiecare zi sute de călători sunt transportați de acești pirați. Mai mulți reprezentanți ai firmelor de transport în comun din Vâlcea au cerut prefectului să ia măsuri pentru eliminarea acestei practici. Am încercat să ajungem la un punct comun, adică în sensul să facem niște acțiuni pentru a-i sprijini și pentru a termina cu această piraterie. Pe legislația pe care o avem acum, imperfectă și incoerentă din punctul meu de vedere, și nu numai perfectibilă, necesară a fi schimbată, putem face niște acțiuni împreună cu toate structurile abilitate de lege, în așa fel încât să diminuăm oarecum fenomenul. În prezent, parlamentarii din Vâlcea au depus câteva modificări la legislația în vigoare, modificări ce urmează să fie dezbătute în Parlamentul României și care să vină în sprijinul transportatorilor de persoane.